Mi l-a dat niște motive pentru care el consideră că nu ar trebui să fie Cătălin aici. Iar Cătălin a spus că motivele lui nu sunt valide absolut deloc, ci că e strict despre el, ceea ce nu mi se pare corect, pentru că e cumva cam fix ce a spus Emil, cumva o chestie de ego. Acum, uite, eu, spre exemplu, pot să zic, nu știu dacă e secret, nu știu dacă nu e, nu te-am votat afară din concurs, dar în același timp pot să-ți spun că ne-ai făcut puțin viața grea aici. Adică am avut niște, au fost niște momente în care am simțit că era nenecesar ce spuneai sau ce făceai și cred că și colegii mei au simțit asta. Ca de exemplu? Ca de exemplu dimineața când ne-ai trezit, deși nu era nicio grabă nicăieri. Un alt exemplu, da, glumița asta. Exemplu cu Lada. Din păcate, nu toată lumea vrea să vorbească și nu toată lumea vrea să fie deschisă, probabil, da, pentru că poate le e frică sau rușine sau nu știu, dar lumea observă lucrurile astea, știi? Adică eu personal nu am nicio problemă cu tine, dar nu mi se pare corect ca în momentul în care Emil îți spune niște lucruri sincere pe care el le consideră, tu să-i spui că, de fapt, ele nu sunt valide, ci că e doar despre el și să, cum poate el să trăiască cu asta. Când omul chiar n-a spus nimic negativ, iar atitudinea ta, iar lasă-mă, te rog să termin. Atitudinea ta de șef a văzut-o toată lumea, nu este nicio problemă, doar că ea se câștigă și se câștigă aici. Noi te apreciem și respectăm foarte mult că ai făcut tot ce ai făcut până în punctul ăsta al vieții tale, dar atitudinea de șef se va câștiga în timp și se va câștiga aici. E bazată pe ce se întâmplă aici.